Deci când a suflat asupra lor și le-a zis, luați Duh Sfânt, de fapt i-a hirotonit ca arhiepiscopi, pentru că apostolii au în ei puterea episcopală, puterea purtătoare de Duh Sfânt. Ei au putut hirotoni apostoli prin punerea mâinilor. Și iată ce putere le mai dă. Și cărora veți ierta păcatele, vor fi iertate. Deci le dă puterea curățirii lumii de păcat, cum Hristos a curățit. Dar spre marea deosebire, dacă Hristos a lăsat pe unde a trecut un semn, a spus așa, iertate-ți sunt păcatele tale, să nu mai greșești. Dumnezeu, știind slăbiciunea oamenilor și trăind între ei ca om cu afectele lor, cu neputințele lor, că așa spune, neputințele noastre luat și bolile noastre le-a purtat. Adică ca să înțelegem noi că Iisus Hristos a fost om adevărat. A făcut un lucru excepțional. A lăsat ca aceasta să rămână în veacul veacului. Și a dat seama că un om nu-l poți dezlega numai odată, că iarăși are cădere. Și dacă ne aducem aminte de incestosul din Corint, pe care îl spurcă Pavel așa ca la ușa cortului, și când s-a îndreptat îl excomunică din biserica primară și apoi îl primește din nou în biserică după ce și-a îndreptat viața și s-a pocăit, că era săracul puțin abătut prin lucrarea desfrâului și mersese puțin prea departe, nu asta ne interesează în predică. Și cărora veți ținea păcatele, ținute vor fi. Care sunt cele trei forme de a ținea păcatele? Legătura preoțească, legătura arhierească, blestemul de mamă, care sunt egale, ferească Dumnezeu să vă scape din gură vorbe rele asupra copiilor voștri, că se lipesc aceara și asupra soților voștri și asupra fiicelor voastre, feriți-vă de blestem ca de foc. Preotul care blesteamă e un tâmpit și mama care blesteamă este smintită. Nu-și dă seama că totul se prinde și se răsfrânge asupra copiilor. Feriți-vă ca de orice. Preotul trebuie să fie veșnic izvor de binecuvântare și răposatul Antonie Plămădeală, marele cărturar al bisericii, întrebat odată într-o discuție spirituală în timp ce vorbea cu părintele Cleopa, a zis așa, ca arhiereu. De când vă țineți minte, preasfințite mitropolit, țineți minte să fi pus cuiva vreun blestem? N-am blestemat în viața mea. Doar am dezlegat că Dumnezeu această putere mi-a dat să curăț de păcat, nu să leg cu păcat. Și într-adevăr a fost o formulă demnă de un mitropolit demn. Noi foarte ușor, la orice nerv, la orice stres, la orice ciudă, imediat aruncăm să țară, să crape, să iasă, să ajungi, să vezi. Bine, noi când facem aceste lucruri ne simțim foarte curați și drepți înaintea Dumnezeu și atunci ne permitem acest abuz. Ei, apostolii n-au primit acest abuz. Lor li s-a spus doar atât. Ce veți ținea, ținut va fi. Și care este diferența între a ține și a lega? A ține înseamnă continuitatea faptei bune până la primirea împărtășaniei, când îți spune preotul, nu primi euharistia, o lună, un an, doi, trei, șase, cinci, cât o fi acolo, o jumătate de lună, jumătate de an. Iar a lega înseamnă a lega ceea ce este neîndreptabil. Hula, care nu se iartă nici în cer, nici pe pământ, anatema, despărțirea de biserică și rătăcirea de la dreapta credință, și nu în cele din urmă, abaterile grave de la legea bisericii, care înseamnă dezordine în biserică, de exemplu, nu poți să permiți unui sectar să batjocorească biserica, nu poți permite unui de altă religie să batjocorească biserica, cum nici biserica n-are voie să-i batjocorească religia lui, treaba lui, n-are decât să creadă în coada la topor și să-l mântuiască muchia sapii. Treaba lui îl privește unde se închină și cum se roagă. Eu știu un singur lucru, că respectul și omenia este valabilă în toate religiile. Deci, când Hristos a mustrat pe femeia hananiancă, n-a mustrat-o că nu-și făcea pravila și canonul, n-a mustrat-o că nu știa cum să dă prescura sau lumânarea la altar, ci doar a mustrat-o că este păgână. Nu arunc pâinea copiilor câinilor. Dar, ca drept dovadă că a înțeles deplinătatea
lucrării lui Hristos și că asta e calea ce duce la mântuire, femeia s-a adresat lui Hristos și a spus așa, cu probabilitate, cu țintă și cu, dacă vreți, și cu curajul că într-o zi va fi ceea ce trebuie să fie, adică să se întoarcă la adevăratul Dumnezeu. Noi avem o expresie foarte frumoasă spusă de Mântuitorul Iisus Hristos, care vine la Samarineanca, la fântână, când o întâlnește și spune așa, va veni o vreme când veți mai închina, nici în Ierusalim, nici în Garizim, ci Tatălui și Fiului și Duhului Sfânt în Duh și adevăr. Adică când o să ne rugăm Dumnezeului Celui din Cer, dar care s-a revelat în dogmă prin Fiul și Cuvântul întrupat. Deci când Samarineanca întreabă, Hristos îi spune de față, eu sunt Mesia. Deci s-a identificat, nu este un alt Mesia, eu sunt Mesia. Eu sunt cel ce astăzi le-am dat puterea să țină și să lege păcatele. Și atunci, în momentul în care ai picat sub anatema bisericii sau sub afurisania bisericii sau sub blestemul preotului sau a mamei, că ați văzut cum începe rugăciunea de spovedanie, păstorule și mielule, adică și blândețe și adevăr, iartă și dezleagă toate greșelile, sau sub blestem de la arhiereu, sau de la mamă, sau de la preot, sau pe sine s-au blestemat, sau cu numele lui Dumnezeu s-au jurat și l-au călcat. Făgăduiesc, nu mai greșești, tu îți faci de cap și de aici preotul te dezleagă și te împărtășești, sau te împărtășești cu nevrednicie, sau te spovedești aici și te duci în altă parte și te spovedești fiind curat și sfânt, și multe alte trăznăi, multe sacrilegii săvârșite de om din greșeală.